Sărbătoarea continuă în centrul Chișinăului. În această seară pe scenă vor urca mai mulți artiști din Republica Moldova, dar și celebra trupă din România, Holograf. Acolo este și colega mea, Daniela Danilova. Daniela, bună seara! Spune-ne care este atmosfera în centrul orașului. Bună seara, Svetlana, bun găsit, doamnelor și domnilor. E voie bună aici în piața Marii Adunări Naționale. Sute de oameni au venit să se bucure de atmosfera de sărbătoare, dar și de toate bunătățurile care se gătesc aici la Tarabe. Se simte un miros ale deliciilor culinare care se prepară aici. Oamenii sunt pe acolo, pe la Tarabe, și se bucură de aceste bucate. Sunt și la târguri cei care au venit să se bucure de cele care se vând, obiectele de artizanat care se vând la târguri. Aici sunt sute de oameni. Ei spun că vor aștepta până târziu aici în piața Marii Adunări Naționale pentru că vor să se bucure de artiștii care vor veni pe scenă, dar mai ales de cei care vor veni de peste Prut. Vorbim despre trupa Holograf. Din minut în minut aici pe scenă urmează să înceapă un concert de fanfară. Mai târziu publicul se va bucura de prezența celor de la Zdob și Zdup, iar ulterior pe scenă va urca și orchestra fraților Vahov, care vor cânta alături de mai mulți cântăreți de muzică populară, inclusiv Gabriel Nebunu, dar și Adriana Ochișanu sau Zinaida Julia. Seara va fi încununată, cum spuneam mai devreme, de trupa celebră de peste Prut, Holograf, care va încânta publicul cu un recital începând cu ora 22. Așadar, sărbătoarea continuă aici, în inima Chișinăului. Sunteți așteptați pentru a vă bucura de muzică de calitate, bucate tradiționale, târguri, dar și multă, multă voie bună. Atât de aici, Svetlana.